asemănător cărților Samuel și Împărați, Cartea Cronicilor formează un singur volum în canonul ebraic. Un aspect unic al cărții este că aceasta ocupă ultimul loc în Biblia ebraică, deoarece sintetizează toate cărțile Vechiului Testament ebraic într-o singură carte. Începutul cărții folosește cuvântul Adam, numele primei ființe umane de la începutul Scripturii, iar sfârșitul anunță întoarcerea poporului evreu din robia babiloniană, adică speranță. Deoarece Cartea Împăraților, scrisă la finalul dramatic al monarhiei izraelite, când evreii au fost duși în robie, a evidențiat motivele pentru care Dumnezeu a permis o astfel de consecință, Cartea Cronicilor aduce o lumină pozitivă și prezintă aceleași evenimente, dar cu o perspectivă nouă. Dumnezeu salvează, restaurează și binecuvintează. Astfel, Cartea Cronicilor are rolul de a-i întoarce pe evrei spre o viziune nouă, plină de entuziasm, a închinării față de Dumnezeu. Aceasta încurajează pe evrei întorși din robie să vadă, dincolo de înțelepciunea oamenilor și de puterea armelor, o înțelepciune și o putere infinită, Dumnezeul Creator. Citind Cartea Cronicilor, vei descoperi îndemnul lui Dumnezeu ca poporul lui să privească în trecut, la intervențiile divine și astfel să aibă o speranță pentru viitor.